Primele rezultate la BAC au fost afișate marți 7 iulie. Rata de promovabilitate în județul Dolj este de 60,48%, cu aproximativ 5% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. După afișarea rezultatelor parțiale de la examenul de bacalaureat au curs contestațiile depuse de către candidații nemulțumiți de notele obținute. Cele mai multe, așa cum era de așteptat, au fost depuse la proba de limba și literatura română. În județul Dolj, peste 3.000 de elevi au promovat examenul de bacalaureat bacalaureat 2015, iar 2211 sunt nemulțumiți de notele obținute și au depus contestații. La limba română au fost depuse 1191 de contestații, 480 la matematică, 237 la biologie, 36 la informatică, iar restul la celelalte materii. Candidații au precizat că subiectele au fost ușoare și se așteptau să primească note mai mari. După soluționarea acestor reclamații scrise, vor putea fi afișate rezultatele finale ale examenului de bacalaureat 2015